Bine v-am reîntâlnit la principalul buletin de știri de astăzi de la Făgăraș. Sunt Cosmin Bulzan. Făgărașul nostru, orașul în care trăim, are și o altă față. Astăzi am ajuns pe strada Salcâmului. Este greu de crezut că în mileniul 3, anul 2015, oamenii trăiesc mai rău ca nevul mediu, în barăci improvizate ce vor să semene case de locuit și care se scufundă încet cu familii cu tot. Necazurile locuitorilor de pe strada Salcâmului și viața celor de aici bate filmul. Urmăriți al doilea reportaj al televiziunii Nova Făgăraș, care vă prezintă cartierele groazei. Iarna ține cu locuitorii de pe strada Salcâmului. Gerul întărește pământul de pe stradă și din jurul barăcilor, ce se vor case de locuit. Nici o mașină nu intră pe această stradă. Șoferii nu riscă să rămână împotmoliți în noroiul vâscos și adânc. E vai și amar dacă izbucnește un incendiu aici sau dacă cineva se îmbolnăvește. Dacă pompierii s-ar mai încumeta să treacă peste mâlul de pe drum pentru a preveni un adevărat dezastru, serviciul de ambulanță refuză să intre pe stradă. Mama este bolnavă, uitați, este în casă. Dacă se întâmplă să o duc la spital, nu vine mașină, domnule, nu vine. Am plătit taxiul și nu am dus-o cum am putut până la mai încolo. Că nu intră până aici, din cauza că zice că e drumul rău și strică mașinile. Drumul, că uite, nu intră un taxiu pe strada asta, nu mai nimic, nu o mașină, o salvare. Dacă vine, uite, nu vine o salvare să vie să te ia, că mor aici. Pe strada Salcâmului trăiește o comunitate de romi. În barăci improvizate sau în case din chirpici sau din resturi de cărămidă luată de la demolări. Bordele dărăpânate sunt în pericol să fie înghițite de pământ. Autoritățile locale au nivelat strada cu pietriș, spun oamenii. Numai că pânza freatică este la suprafață, iar apa se infiltrează în pereții adăposturilor. Ne tot promis că vine să facă drumul, au dus mai piatră, punea piatră și... Dar acum a ajuns drumul mai înalt ca căsile. Nu e că acum e bine că e înghețat. Dar la urmă când dă frigul, nu mai putem merge în jos, când dă căldura. De noroc și de apă și de mizerie. Copiii nu poate să meargă la școală. Nu avem canalizare, apă avem, ne-a băgat apa, dar canalizare nu avem. Mama are apă în casă dincolo. A ieșit apa peste podină. Peste pereții mucegăiți. Pe strada Salcâmului, în ghetourile care abia se mai țin în picioare, trăiesc oameni care plătesc chirie la stat pentru că au totuși un acoperiș deasupra capului. 38 de lei pe lună. Oamenii spun că au rețea de apă, dar nu au canalizare. În cazurile astea ar fi să facă drumul și să bage că ce se întâmplă. Au fost canalizări, Ceaușescu ăla nu a fost prost. Ăla nu a fost prost. Uite, a făcut canalizări ca să scurgă toată apă. Uite, le-a înfundat toate cu gunoaie, domnul. Spline de gunoaie. Chirie se plătește pe ele, dar în funcție de persoane, câte persoane sunt. M-am mai scutit acum că ea e cu handicap. Dar sunt alții, am pe fratele care plătește dincolo. Stă. Păi am înțeles că 380. Deci 38 de lei. Da. Să duc la primărie. La primărie, da. Une să se ducă în altă parte. Acolo se achită chiria. Dar noi nu folosim nimica din așa ceva. Dacă ni se strică ceva, noi trebuie să reparăm. Nu vine ei să repare. Într-o încăpere umedă și cu miros de mucegai, o bătrână de 85 de ani se chinuie cu boala ce o macină de ani buni. Are Parkinson și de câte ori se face rău, fiica sa o ia în brațe și merge cu mama în spate sute de metri, până când iese la strada principală, unde vine un taxi să le ducă la spital. Păi, nu intră aici. Am dus-o cum am putut și așa mai departe. E foarte greu, să știți, foarte, foarte greu. Greu, că nu mai pot numai cu bățul și cad lunec. Foarte greu ne. Cu fata asta am noroc, dar a avut și ea el lua niște bani și eu tăiat. Să mă grijească, că mă piși în pat, ea mă spală, mă face. Comunitatea de aici încearcă să supraviețuiască așa cum poate.
Oamenii trăiesc de pe o zi pe alta, nu au salarii și nici pensii, dar nici perspectiva unor locuri de muncă. Mai lucrează cu ziua, spun ei, sunt rare ocaziile, pentru că trăiesc o mare dramă, cea a marginalizării. Drumul ar putea să-l facă, nu? Și primarul și la noi, că și noi suntem oameni. Nu suntem chiar animale, că suntem un pic mai închiși la față, asta e altceva, că așa ne-a lăsat Dumnezeu. Suntem creați de Dumnezeu. Dar noi unde ne ducem, noi nu avem primire. Oriunde ne-am duce, să știți, nu ne rezolvă nimeni. Așa arată strada Salcâmului din Făgăraș. De fapt, o ramificație din această stradă, care dă în câmp. În depărtare se văd blocurile Anele. Diferență de la cer la pământ. Între locuințe și între oameni. Anchete în desfășurare și documente solicitate pentru a da un verdict în cazul fetiței de 3 ani care a murit în urmă cu o lună în condiții greu de înțeles, catalogate drept suspecte. Parchetul de pe lângă judecătoria Făgăraș instrumentează cazul sub aspectul suspiciunii de ucidere din culpă. Spitalul Făgăraș, locul în care a fost consultată micuța, desfășoară propria anchetă, iar DSP Brașov a fost în unitatea spitalicească pentru a vedea ce s-a întâmplat și acum cere noi documente. Și Comisia pentru Malpraxis s-a întâlnit vineri în ședință, însă de aici nu se știe încă nimic. A trecut o lună de la decesul Dianei Roșca, fetița decedată la ieșirea din spital. Cazul micuței face obiectul unei ample anchete. O comisie de malpraxis s-a întrunit la Brașov și cercetează împrejurările morții subite a copilei de 3 ani. Familia Roșca spune că a murit la 2 ore după ce un medic care era de gard de la spital i-a administrat un somnifer și a trimis-o acasă. Conducerea unității sanitare și parchetul de pe lângă judecătoria Făgăraș au deschis câte o anchetă, ultima instituție sub aspectul suspiciunii de ucidere din culpă la Spitalul Municipal Făgăraș. Direcția de Sănătate Publică Brașov a făcut ulterior o vizită la spital, dar a așteptat plângerea oficială din partea părinților, dat fiind diagnosticul și calea aeriană de răspândire a afecțiunii pentru a preveni îmbolnăvirea altor copii din comunitatea preșcolară. Direcția de Sănătate Publică Brașov a dispus după tragedie efectuarea dezinfecției în grădinița pe care o frecventa fetița. Directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Brașov, medicul Magdalena Coman, a declarat că în timp a fost sesizată Comisia pentru Malpraxis, care s-a întrunit în ședință vineri. Întrebat, managerul Laurean Ghețea ne-a declarat că deocamdată nu știe nimic. Ne comunică toate noutățile la momentul când le primește și el. La rândul său, medicul Magdalena Coman a cerut conducerii spitalului din Făgăraș documentele referitoare la acest caz și a dat ca termen o săptămână pentru a convoca iarăși Comisia și pentru a studia și a analiza toate circumstanțele în care s-a produs tragicul eveniment. Se dă startul înscrierilor la școală cu o săptămână mai târziu decât prevedea proiectul supus dezbaterii publice. Pentru a opta în cunoștință de cauză, părinții micuților din grădinițele făgărășene pot participa la întâlniri de informare și consiliere. Totodată, școlile organizează și zilele porților deschise, când părinții și viitorii școlari vizitează spațiile destinate claselor pregătitoare, dar cunosc și cadrele didactice. Calendarul înscrierii în învățământul primar a fost decalat cu o săptămână față de proiectul supus dezbaterii publice. Prima etapă a înscrierilor la clasa pregătitoare începe în 16 februarie, iar înscrierea direct în clasa 1 în 23 februarie, potrivit unui ordin al Ministrului Educației. Astfel, părinții care vor să-și înscrie copiii în clasele pregătitoare și clasa 1 mai au timp de gândire. Se pot decide la ce școală îi vor da pe cei mici. Oferta e una diversificată și la Făgăraș. Spre exemplu, copiii care locuiesc în cartierul Gării sau Negoiu, dar nu numai, pot opta pentru o școală cu profil pedagogic. Avem o clasă pregătitoare și două clase întâia. Făgărașul are această șansă extraordinară să aibă un liceu pedagogic. Ce înseamnă acest lucru? La învățământul primar este școală de aplicație pentru învățământul pedagogic și standardele de calitate impuse de acest profil sunt foarte ridicate. Și părinții care își înscriu copiii aici pot să fie siguri că fiecare oră este ca una, să spunem așa, de inspecție. Fiecare oră, pentru că acestea sunt cerințele pe care trebuie să le respectăm. Liceul Teologic Ortodox Sfântul Constantin Brâncoveanu funcționează în cartierul Negoiu, în fost
acesta școala generală numărul 5. Aici există clase de la cea pregătitoare până în ultimul an de liceu, deci avantajos pentru părinții care nu vor să mai mute copii dintr-o școală într-alta și locuiesc în apropiere. Îi așteptăm pe părinți să își aducă copiii cu încredere și nu contenesc să aduc aminte despre avantajele pe care le reprezintă învățământul pedagogic. Pentru că este o unitate școlară cu un regim special, să ne gândim că în toată România nu există decât 39 de județe, 39 de licee pedagogice. Avem cadre didactice foarte bune. Eu știu că se practică acest obicei să aduci copilul după învățător. Pot să le garantez cu toată exigența proverbială, tot cei care mă cunosc știu, că avem cadre didactice nu bune, excepționale. Între 16 și 27 februarie vor fi organizate în școli întâlniri pentru informarea și consilierea părinților copiilor din grădiniță care vor fi cuprinși în anul școlar 2015-2016 în învățământul primar. În perioada 18-26 februarie va fi organizată în școli ziua porților deschise în care părinții și copiii pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ. Între 3 februarie și 13 martie vor fi completate de părinți online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor cererile tip de înscriere. Cererile părinților care nu au reușit să-și înscrie copiii în niciuna din etape sau orice altă problemă apărută în procesul de înscriere vor fi înaintate inspectoratului școlar și soluționate în perioada 14-17 aprilie. Europenii sărbătoresc în fiecare an, în data de 11 februarie, ziua numărului unic de urgență 112. În România, primul centru de preluare a apelurilor de urgență a fost deschis la București în iunie 2004, iar după aproape un an s-a reușit punerea în funcțiune a sistemului în toată țara. Numărul 112 este gratuit și poate fi apelat de pe orice telefon fix sau mobil în România și în întreaga Uniune Europeană, pentru cazuri ce necesită intervenția agențiilor specializate pentru asigurarea asistenței imediate în situații în care este periclitată viața, integritatea ori sănătatea cetățeanului, ordinea publică, proprietatea publică sau privată, ori mediul. Cu această informație se încheie ediția de astăzi a știrilor de la Făgăraș. Vă reamintesc că aveți la dispoziție site-ul impactfăgăraș.ro și pagina de Facebook Impact Făgăraș pentru a ne viziona și pe internet. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. În continuare urmăriți emisiunea Nova Special. Invitată în studio este o tânără studentă făgărășancă, Mădălina Nucă, care este și arbitru de fotbal. Vizionare plăcută!